în 2028 noi trebuie pe legislație europeană să eliminăm subvenția cu totul. Mai mult decât atât, noi avem o sumă limită de cheltuit de 15... nu mai țin minte care e suma limită, o sumă limită a subvenției până în 2028. Administrația precedentă a cheltuit aproape de 80-90% din banii respectiv. Deci, pentru subvenție, noi mai avem foarte puțin de cheltuit până în 2028. Eu personal am notificat Consiliul Concurenței că s-a mers cu această minciună și această irresponsabilitate, după noi potopul. Consiliul Concurenței deja ne-a trimis întrebări să investigheze situația, dar situația este foarte clară, mai rămân foarte puțin bani pentru subvenție, chiar și în condițiile în care ajustăm subvenția. Și e posibil să ajungem în situația în care va trebui să începe proceduri foarte complicate de notificare a Comisiei Europene care să ne dea voie să sărim peste pragul total asumat de subvenție în proiecte. Da, deci situația este foarte complicată. În același timp, nu aș vrea să îngrijorez lumea. Există soluții, realmente le vedem în fața ochilor, nu sunt ușoare, dar sunt măsuri care trebuie luate. Și aici, de fapt, responsabilitatea politică, dacă va exista, va duce mai departe fără nicio problemă sistemul de termoficare centralizat și îl va duce bine, pentru că dacă noi reușim să retehnologizăm CET-ul, atunci devine un business profitabil. Realmente devine un business profitabil cu o companie care încasează mulți bani. Repet, dacă ajustăm subvenția și ajungem în 2028 la eliminarea totală a subvenției pe legislație europeană, va încasa mulți bani pe servicii privind agentul termic și mai mult decât atât poate deveni un business foarte profitabil pe piața de energie electrică. Dar trebuie luate aceste măsuri care să ne permită retehnologizarea, în prima fază supraviețuirea sistemului centralizat de termoficare, în a doua fază, retehnologizarea termoploiești. Iar pentru asta trebuie să luăm măsuri care nu sunt neapărat populare, politicienii nu le înghit foarte, foarte ușor, dar ele trebuie luate și trebuie să fim responsabili. Eu sunt responsabil cu privire la asta, sunt optimist, eu cred că vom reuși.